modificări ale, cum zicem, funcționării organismului la adâncimi foarte mari, ce tipuri de compoziții trebuie făcute pentru a putea respira la adâncimi foarte mari, că e periculos, în loc de heliu, de azot se pune heliu și mai departe. Acolo am aflat pentru prima dată, amândoi cu râs și cu atmosfera, dar a fost interesat de ce înseamnă sistem electronic anti-Donald Duck. În clipa în care tu îi inspiri cu heliu, ați văzut poate că vocea devine foarte pițigată, se aude foarte prost. Iar imaginați-vă acum, după ce că e cu heliu, ești la adâncime foarte mare cu presiunea respectivă, chiar vorbește greu. Nu prea se înțelege. Și atunci este un convertor care se transforme bâlbâiala de acolo, sunetul într-o formă inteligibilă, se numește anti-Donald Duck. De asemenea, acolo am făcut prima experiență în hiperbar, și în scufundare. Ne-am pus, cum îi zice, costumul de scafandru. Era prima dată când eu ce vreau și el, nu a pusese cu experiența asta, pusese în spațiu, dar nu cu sub apă. Și ne-am scufundat într-un bazin. Și ne spunea, știți, nu aveți grijă, aveți probleme, de obicei puteți să și muriți la prima seamă, dacă n-aveți, nu e cineva lângă voi, pentru că nu puteți respira. Că cum să poți respira când ai oxigenul lângă tine? Zice, nu respirați pentru că sistemul este astfel format pentru a egaliza presiunile. E un mic decalaj între momentul în care se deschide sub apa, că nu poate să-ți bage presiunea, să se egalizeze presiunea interioară cu presiunea exterioară, dar cu o mică suprapresiune. Deci tu tragi o fracțiune de secundă până îți vine aerul. În fracțiunea de secundă creierul notează și ai senzația că nu ai aer suficient. Că nu-ți vine când trebuie. Dar e așa de mică că dacă mi-aș fi spus și mi-a spus ceva, dar n-am vrut să cred. Reacția a fost imediată și mai departe. Încep să respiri sacadat din ce în ce mai rapid, că nu înțelegi de ce nu poți să respiri și nu mai poți să respiri că nu poți să dai aerul afară. În cazul suprapresiunii pe care te-o dai ca să dai aerul afară. Și cu botele poți să mori. Deci, cu alte cuvinte, sunt niște experiențe pe care trebuie să le trăiești. Acestea le-am trăit împreună. Și acum veneam cu trenul de la Constanța. Și imaginați-vă că vorbeam de spațiu, deci facem de cuplăm, spațiu de timp, tipul de spațiu, adică ce vrei să spui cu asta? Adică dacă vreau să mă mișc numai în spațiu, dar nu în timp, de exemplu, dispar de acum aici, în timp sunt tot acum, dar sunt în altă parte. Sau poate să fie invers, sunt tot aici, dar mă depasez ieri. Și în clipa nu mai vedem, pentru că am plecat de aici, dar sunt tot aici, dar ieri. Și uite, ne jucam așa și la un moment dat, ce să vezi, pe linia care merge spre București, paralel cu noi, în același sens, apare un alt tren. Am întâlnit de multe ori să meargă un tren unul pe lângă altul, dar să meargă în același sens încă unul, nu. Acum, probabil că pe linia respectivă s-au mai jucat conducătorii de la locomotivă și probabil că aveau ceva de spus. S-au fazat trenurile și acum era fascinant. Eram cu niște vecini, care între timp, noi eram într-un compartiment iluminat, era noaptea, la distanță foarte mică, un geam, care vedeam pe alții, care stăteam împreună pe geamul acela, spațiu timp, fazat, și parcă era un fel de demonstrație ce se întâmplă. La un moment dat se defazează, în sensul că unul vine puțin în urmă și vin alți vecini, și care vin numai înainte, alți vecini. Și după aceea, nu pleacă. Deci a fost unică experiența respectivă, un fel de sincronicitate pe uite. Și nu vă dați seama ce a urmat ca poveste după asemenea problemă, cu un om care știa cum să analizeze, să facă ceea ce se numește în gândirea lui De Buono, de lateral thinking, pălăria verde, creativă. Deci nu va pălăria neagră de critică pe o idee oricât de trăznită, ai trăznită, o continuăm. Și o continuăm, nicio problemă. Și ea poate fi oricât de trăznită, e minunat. După care, eventual, o analizăm, dacă chiar vrem să vedem dacă cumva are și un substrat. Deci știa să joace natural, ceea ce nu am aflat că se numește jocul pălăriilor și alte probleme de acest gen în gândirea lumii. Nu e banal să ai capacitatea să te joci cu cuvintele și cu necuvintele de asemenea manieră încât să poți să sugerezi unui om ca mine, care era foarte rigid și foarte pragmatic, să sugerezi niște deschideri, astfel că se iau și în serios. Mai ales pe OZN-uri, care nu l-am deloc în serios. L-am întrebat în mod special, mai hai între noi, că ne cunoaște prea bine. Păi, văzut vreunul? Că nu sunt niște fenomeni interesante, dar nu știu dacă sunt OZN-uri. Păi zic, atunci ce scrii? Zic, și atunci a fost singurul lucru care și singurul cu care am avut eu șansa să discut. Pentru că ceilalți sunt deja copy-paste-uri din alte și alte și alte cărți și din tot scriu din cărți, sunt trei referate ale trei personaje care după aceea se referate. Nu. Eu l-am categorisit pe diferite fenomene și le-am pus acolo ca, de fapt, o sămânță de gândire. Nu să spun că așa este. Și asta mi-a plăcut foarte mult. Deci, automat, trebuie să stimuleze gândirea, nu să dea lecții că așa trebuie făcut. Sau că așa este, ce gândește-te. Era pasionat de mitologie.
Mi-amintesc că în mod particular venise în librărie să ceară avea nevoie de miturile chinului antice. La momentul acela nu le aveam, dar am reușit să le primim. Putem merge mai departe. Da, la un eveniment fascinant. Da. Aici cred că avem nevoie de imagine prima dată. Da. Cealaltă. Ok. Dar nu trebuie să nu stai acolo. Da. Chiar este o imagine adevărată, este o poveste adevărată pe care mi-o mărturisește fiul său, Ștefan. La un moment dat, cocorul acesta a fost rănit, l-au găsit pe miriște rănit. Și după ce l-a hrănit timp de vreo două săptămâni? Nu două săptămâni, când în primăvară, când era în toamnă, n-a pus să zboare, a rămas acolo și acum vă spun că am stat acolo, că mergeam în zona respectivă. Imaginați-vă, camera deja era o problemă pentru că întâmplător, cum să spun, câinele lui apropiat, nu se putea problema să Tom să dispară de acolo, deci automat acum a trebuit să împartă Tom spațiu cu această pastere care e mare, din dita mai animalul, în cazul nu-ți dai seama că intra pe acolo, se mișca, dar nu, asta e problema. Camera era făcută varză, toți pereții erau la lungul ierbii ciocăniți, pur și simplu parcă era cu picamărul, și mergeau pe ea, era iarnă și mergeau la plimbare, câine de-o parte, pasărea cu aripa mai așa, este fascinat cum s-au legat cele două viețuitoare, că n-a avut nicio problemă de conflict și Tom l-a acceptat. A fost o simbioză extraordinară, după care problema este că vine primăvară să învețe să rezboare, să-și aducă și ea, atunci nu era numai o joacă de poză. Toată această perioadă mărturisea unul dintre băieți care i-au fost apropiat, unul dintre soldați, au căutat în enciclopediile pentru păsări de vor și l-au hrănit cu hrana specifică acestor păsări. Iar acum ajungem la poveste. Mărturisirea pe care ne-o spune Ștefan. Doru și cocorul hrănit. Într-o dimineață de primăvară timpurie, Doru fugea pe câmp, făcând jogging. Obicei foarte stran pentru Bărăganu. Bărăganu, vreau să vi-l imaginați și poetul spune în poveștile lui, de la un capăt la celălalt străbați în 3 minute și jumătate și deja. Deci era o colonie, era izolat, un loc foarte izolat, în afară de casa aceea în care ei erau un club al piloților, mai exista un restaurant și un magazin alimentar și nimic altceva. La un moment dat a văzut pe câmp ceva care a apărut o hârtie mare gri în vânt. Când cocherul s-a apropiat, a început să latre. Era o pasăre mare, complet epuizată, acolo pe câmp. Și tata l-a luat frumos în brațe și s-a întors cu el acasă, l-a pus într-un colț al camerei, a chemat veterinarul, i-a dat apă, l-a hrănit, cu ce a înțeles și a știut că trebuie hrănit un cocor, iar pe cocher l-a invitat să lase oațetele în pace. Cocorul mai întâi stătea pe jos ca un cocor. Cocorul stătea pe jos ca un fel de cocor. Ok. Dar după aceea a început să se înalțe gâtul, iar mai târziu s-a ridicat în două picioare, iar în sfârșit a început să stea într-un singur picior după plicelul neamului său. Doru a început atunci să-i scoată pe câmp. Mai întâi abia se mișca pasărea, dar curând a început să alerge. Și Doru îi arăta, uite așa, dă din mâini, ca să îi aduc aminte cum se zboară. Nimeni nu putea să învețe o pasăre să zboare în afară de un instructor de zbor, bineînțeles. Și cocorul a început să încerce să zboare. Fugea de din aripi și se oprea. Fugea de din aripi și se înălța pentru 2 metri. Și după un timp a fugit când din aripi și a decolat și a dispărut în cerul nordului, exact avioanele care decolau de la Bărăganu. Cu asta s-a terminat povestea cocorului, însă foarte puțin timp mai târziu, Doru a plecat și el spre nord, toți plurând, și nici el nu s-a mai întors. Niciodată. Nu cred că l-a durat mai mult de o lună de zile între plecarea cocorului și plecarea Doru. Iar eu fusesem cu cocorul acolo, deci eram prea proaspăt, limitate cu pick-up și am primit un telefon. Sunt telefoane, puține telefoane în viață, cum am pățit și cu prietenul nostru, Valentin Nicolau, în care nu îți trece prin cap că poți să treci pe rând, că știi, nu mai există. Adică ai prieteni, ai rude, sunt situații cunoscute care
în unele situații chiar este o relaxare efectivă sufletească a celui care se chinuie o perioadă lungă. Dacă e un om așa de tânăr, așa de vioi, așa de deosebit, prieten bun și spune, știi, a căzut cu avionul, a fost ceva care chiar ne-a marcat. Dar înainte de asta, Toma, am trăit bucuria și neașteptatul care și emoțiile în zilele următoare, pentru că se depărta, se tocea, dar la un moment dat a dispărut și era agitație, oare se mai întoarce, măcar nu se întoarcă, dar bine că a plecat. Era așa, apropo de dorul ăla neașteptat, care într-un fel sau altul te leagă de o ființă care, repet, a trebuit după aceea refăcut pereții, pentru că acolo era deja amprenta personalității unei alte specii. Astea sunt zborurile din ziua respectivă care a căzut. El a făcut foarte multe, prea multe zboruri în ziua respectivă. Acum, noi stând ca familie, v-am spus, ne-a afectat pentru că am fost legați cu toții de el. Ne uitam și ne gândeam, pentru un om ca el, stai și te întreb dacă nu-i cel mai frumos sfârșit. Pentru că el, în mod normal, a vârsta respectivă și așa avea presiuni foarte mari de a intra în partea de comandament, de a întrerupe. Avea o vârstă care, conform legii, deja începea să fie o problemă dacă mai merge ca avion supersonic sau intră pe altă cursă sau intră în partea birocratică a sistemului, pentru că avea o postură și o poziție care... Dar el să stea în birou nu se putea concepe, nu se putea. El avea nevoie de libertatea respectivă, era fascinat, era legătura Universului, era Universul în sine. Cum să stea el într-un birou și să semneze foi? Și pe chestia respectivă, ce știi vorbind, într-un fel sau altul, noi, mă rog, pe lângă faptul că filozofia familiei noastre este că doar o tranziție în alt spațiu nu este o dispariție din spațiu, din neanta unei entități, practic îl simțim lângă noi și același timp, cred că a fost pentru el, ca persoană, poate cea mai bună soluție pentru cei care au rămas, poate nu e așa de bună, pentru că le evocăm și ne-a durut, dar pentru el a plecat în momentul cel mai frumos, după un episod extraordinar de deosebit, într-o lume pe care o visase și o creionase fel de fel de deschideri, într-o lume în care apar și intri în semenii într-o rațiune. Am avut mari rețineri, te rog să rămâi la imaginea cealaltă, te rog. Mari rețineri să pun aceste date. Și dacă sunt atât de complete, sunt datorită fiului celui de-al doilea dintre piloți care a căzut împreună cu Doru atunci, Dumitru Petre. De ce acum sunt două? Ok. Era asta ceea ce voiam să spun. Da. Au fost... Iar... Spuneam că aparțin... Deci eu am locuit mulți ani la Fetești. Și în comunitatea aceea, de fiecare dată, se trăia intens. Eu duc după mine această dată, mă împiedic de acest 20 aprilie, nu știu de ce, m-am cunoscut puțin pe omul acesta. Dar data aceea mi este atât de bine întipărită, încât chiar dacă acum eu trăiesc de mulți ani în Italia, le povestesc, mă trăiesc așa vorbind prietenilor mei, de acest 20 aprilie. Și oamenii de excepție care au fost acolo n-au uitat. N-au uitat și a rămas în suflet. A fost o surpriză. L-am căutat pe malul Borcei. În final s-a descoperit că au căzut undeva aproape de comuna cu Perișorul, aproape de Hergelia de la Perișor, la câțiva kilometri. Da. Mai înainte aveam cealaltă imagine, care este rarisimă, face parte, era biroului. Mulți dintre cunoscuții povesteau de tot felul de detalii care se află pe acest birou. Și încă o dată o cameră nu foarte mare, cred că n-avea mai mult de vreo 14 metri pătrați, poate nici atâta. O zonă asta, repet, foarte albă, una special, dar adică tip de bar. Niște pereți care nu erau ca, așa cum știm noi acum, pe, cum zice, gips foarte fin și departe, era mai, așa cum probabil în tradiție erau pereții
natural. De jur împrejur o grămadă de... Vă rog eu mult de tot, dacă se poate, mergeți în afară, pe cuvântul meu. Deci dacă asta nu vă interesează, ce rost are? Nu, dacă vreți să aveți ceva de spus, luați microfonul, pe bune, ne întrerupeți. Păi păcat, oricând. Deci, fiecare obiect de expunere, credeți-mă că și-a adus la fiecare mișcare, la fiecare prietenie care s-a mai adunat, mai putea să apare cât un obiect. Fiecare obiect era foarte filtrat în raport cu simbolistica din spate. Deci era o poveste întreagă. Mai camera în sine că ți-o povestea, că era foarte mândru să-ți povestească fiecare obiect, întâi o altă poveste. Ca la brâncuși. E foarte important de înțeles asta. Noi facem, puțină lume își organizează spațiul, nu după aceea nu mai știm ce înseamnă asta. Avem nevoie de un designer, să vină un lifestylist să ne aranjeze casa. E trist. E spațiul în care trebuie să ne personalizăm, e spațiul în care interacționăm. Ar trebui să punem obiectele în ritmologia și în forma care să ne dezvolte și poate să o și schimbăm din când în când. Trebuie să rămână în raport cu, au schimbat și vecinul, să schimbăm și noi. Da. Am așezat aici prima dintre cărți, cea de la Voroneț, care este rarisimă, nu se mai găsește, mulți, foarte mulți o caută, și ultima dintre ele publicate în timpul vieții. După aceea au mai fost și ridicate și mergi, dar sunt apărute postum, alte reeditări, deci Desmințire la mit, un volum de poezii, și Ridicate și mergi, care a apărut cu ajutorul lui Ștefan, sub îngrijirea lui. Mă imaginea în sine, când am văzut, mi-a spus Ștefan e băiatul lui, o să vă povestesc ceva și despre persoanul, cum îi ziceau. Și pisica, care era sora, fata lui, dar cu persoanul, numai titlul, când am auzit, după ce e vorba, că nu știam că are titlul respectiv, Ridică-te și mergi, și poate să fie un imbold mai frumos, așa cum cocorul i-a dat viață și s-a ridicat și a plecat în zbor. Ca titlul ultimei cărți, din punct de vedere, e la asta lucra, a fost terminată în principiu și editată după aceea, să fie Ridică-te și mergi. Eu cred că e un imbold care merită să-l avem cu toții, pentru că cinstit vorbim momente de criză, momente de depresie, de neputință, le avem cu toții. De-aia vă spuneam atenție că suntem într-un grup adevărat în care ne reflectăm